O stație de așteptare cel puțin ciudată a apărut în sectorul Râșcani al capitalei. Instalația este formată doar dintr-o ramă metalică, nu are pereți, sticlă și, cel mai important, acoperiș. Așa că, atâta timp cât călătorii nu au unde să se adăpostească în caz de ploaie sau de vânt, construcția pare total inutilă și cu nimic mai bună decât cea pe care a înlocuit-o. Noua așa zisă stație de așteptare o înlocuiește pe cea veche, demontată pentru ca în loc să apară o construcție mult mai trainică și mai frumoasă. Ceea ce au acum locuitorii de pe Bulevardul Grigore Vieru pare însă mai degrabă o bătaie de joc. Oamenii au deasupra capului o simplă bară din metal, care nu folosește la nimic. Aici aproape locuiesc pensionari, de aceea ne-am dorit o stație mare, acoperită, pentru ca oamenii să se poată folosi de ea în caz de ploaie sau vânt. Ветер. И с детьми здесь много народу. Foarte prost, mai ales pentru copii, pentru bătrâni, pentru că ei departe nu pot să ducă, să mai ascundă. Și de atâta. Deci, sigur, nu-i bine. Sigur că trebuie și un acoperiș, pentru că plouă, ninge, ceață, lume bătrână, lume cu copii, au nevoie o leacă de dos. Am cerut socoteală de la primărie, dar funcționarii de acolo ne-au direcționat către pretura sectorului Râșcani, unde am aflat că, de fapt, firma care a pus rama din metal nu a dus lucru până la capăt, din lipsă de timp. Din păcate, din cauza programului încărcat, firma care produce aceste opriri standard nu reușește. Noi sperăm că în timpul apropiat, o săptămână sau o lună, va fi instalat tot. Prin urmare, Direcția Municipală Transport s-a angajat să finalizeze lucrările, pentru care a cerut un certificat de urbanism. Solicitat de noi, șeful serviciului de presă al direcției, Veronica Baltag, a refuzat să înregistrăm discuția, dar ne-a comunicat că nu știe când va fi obținut documentul, respectiv nu este clar nici când stația va arăta ca una normală. Am întrebat la primărie câte opriri din Chișinău sunt într-o stare similară, numai că responsabilii de acolo ne-au direcționat tot către Direcția Municipală Transport. Vreau chiar concret să știu câte stații din capital, adică sunt neceste reparații. Iurie, nu știu, Direcția Transport, eu îți dau telefonul Direcția Transport și întreabă, iau acolo un registru, știu, verifică, au, sau cel puțin ultimele date care sunt solicitări de a schimba pavilioanele. Nu am primit informația completă nici de la șeful serviciului de presă al Direcției Municipale Transport. Veronica Baltag ne-a spus doar că, din cele aproximativ 700 de stații din Chișinău, 50 ar urma să fie amenajate în cadrul unui proiect aflat la faza de achiziții publice. Pentru alte 40 a fost înaintată o ofertă de reabilitare printr-un parteneriat public-privat. Direcția nu cunoaște însă în ce stare sunt și dacă necesită intervenție alte 47 de opriri. Restul, spune Baltag, sunt gestionate de firmele sau unitățile comerciale în preajma cărora au fost instalate.